Natalia! Bună ziua! Doamna Natalia, Maria Ciorici vă deranjează. Da, îmi pare bine. Astăzi sunteți omageată și vreau să vă spun un sincer la mulți ani din tot sufletul. Vă mulțumesc din suflet. Să vă urez multă sănătate, multe realizări frumoase și liniște sufletească să aveți. Vă mulțumesc. Doamna Natalia, am un mesaj de felicitare din partea cuiva drag care vă iubește mult și m-a rugat mult, ne, copii, m-a rugat mult să vă sun, să vă felicit și să vă dedic următorul mesaj, următoarele versuri, rânduri scrise pentru dumneavoastră. Eu întorc așa telefonul că filmez, deja Da, știți. Așa. bine. În această zi deosebită, când la buchetul vieții tale ai adăugat a 55-a floare, dragă mămică, acest mesaj îți este dedicat, prin care îți dorim să îți transmitem toate gândurile noastre bune. Cu mare dor noi te cuprindem și îți dorim tot binele din lume. Multă, multă sănătate, pace și multe bucurii. Ne-am fi dorit să-ți fim aproape, foarte bine asta știi. Dar înțelegem că grija pentru noi te-au dus în țări străine. Să ne fie mai ușor. Banul ăsta e de vină. Ne dorim ca prin acest mesaj astăzi să-ți transmitem toată dragostea ce o purtăm în suflet cu mare dor noi te cuprindem. De-a lungul vieții te-am cunoscut o mamă jertfelnică, harnică și dedicată fiind ca să avem o viață prielnică. Să nu simțim lipsă și grijă, să avem toate cele necesare. Mulțumim, mămică scumpă, pentru sacrificiile tale. Ai înfruntat pentru noi și bine și rău, și ploi și vânt și noroi, dar toate cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru toate acestea, mamă, îți mulțumim și ne rugăm zi de zi să fii fericită și sănătoasă din plin, veselă și plină de viață, astfel încât să ajungem să trăim și să ne bucurăm de a ta prezență toată viața și, mamă dragă, nu uita că te iubim. Chiar dacă acolo unde ești ai găsit oameni frumoși și buni, oricum la noi tu te gândești și ne porți în fiecare zi în gând. Noi te așteptăm acasă. Ne lipsești atât de mult. Îți dorim să nu cunoști tristețea, durerea sau necazul crunt. Să ne fii mereu călăuză, sursă de inspirație, izvor de bucurii. Să ai parte de frumoase surprize de la ai tăi iubiți copii. Mama, la mulți ani, draga noastră, mămica noastră, cu drag și dor, copiii Simona și Valeriu, ginerele Andrei și nepoțica Justina. Cu drag vă îmbrățișează! Vă mulțumim mult și le mulțumesc din suflet pentru această felicitare. Și ei știu, dar o să le mai spun încă o dată că iubesc foarte, foarte mult și îmi este foarte dor de ei. Sper că în curând ne vom vedea. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc mult. Să vă ajute Dumnezeu, doamna Natalia, să vede cât în glas și în privire, să vede cât dor aveți și durere că nu sunteți împreună, dar asta e viața și să știți că nu sunteți unica, dar dacă mă urmăriți, vedeți câte mămici sunt plecate și câte de multe mame s-au dus. Și asta mamele la mine, din statistica mea personală care am făcut-o eu din felicitări, cele mai multe mame sunt plecate, ca cele mai multe mame sunt duse și asta e. Cine dacă nu mama o să salveze situația, așa, doamna Natalia? M-am Da, emoționat și eu. vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc și la copii, le mulțumesc și mi este foarte dor de ei, mai ales din nepoțica mea scumpă și mult așteptată. Să vă fii sănătoasă, Și frumoasă. le mulțumesc, Să o vă mulțumesc. bucuri, s-o bucuri pe bunicuța când ați vă întâlniți. Ehehe, ce bucuria să o țineți în braț, să vă jucați cu ea. Vreau să vă cânt, doamna Natalia, o melodie frumoasă. Tot cea mai solicitată melodie de Mariana Mihailă, dragă mamă, cu dedicație specială pentru dumneavoastră în această zi frumoasă. Fericire, noroc și multă voie bună să aveți. Și răbdare, răbdare, că de grabă ajungeți și acasă. Așa, doamna Natalia. Să dea Dumnezeu. Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiește în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță
Micuță dragă, eu te strig. Vreau să-mi știi durerea mea, Alina-i mamă, inima. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubim la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt. Cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu. De uitam povața ta să mă ierți, măicuța mea. La mulți ani, doamna Natalia! Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă. Te iubim la nesfârșit, dulce mamă. Iată așa, doamna Natalia. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Cu drag. Și le mulțumesc încă o dată copiilor această sărbătoare, această surpriză plăcută, foarte plăcută, nici nu m-am așteptat de la ei. Că mă aștept la orice, că de fiecare dată îmi fac surprize, tot surprize și surprize, dar la așa ceva nu m-am așteptat. Știți, tare frumos să v-au descris. Mi-a fost foarte ușor și inspirată să scriu versurile, fiindcă au găsit cele mai frumoase cuvinte pentru dumneavoastră să vă descrie și se vede că aveți copii foarte bine educați, copii bine crescuți și puteți să vă mândriți, din tot sufletul să vă mândriți că aveți copii bravo. Eu vă zic o zi frumoasă și dacă lucrați astăzi, mai lăsați lucru, dar un pic odihniți-vă. Am să facem toate chipurile, nu știu, de dimineață. Așa. Am tot făit o leacă, mă rog, am venit la lucru, n-am venit la șezut. Așa, eu vă înțeleg. Acasă, nu știu, odihnim. Acasă. Așa, bine, doamna Natalia, vă îmbrățișez cu drag și vă doresc numai bine. Felicitări încă o dată. Vă mulțumesc din suflet. La mulțumesc. Vă mulțumesc. La revedere. Da, dragii mei, e că chiar așa și am observat. Cele mai multe mame sunt plecate, apoi urmează soții, tații, dar mamele sunt curajoase. Mamele, dacă care au dat naștere la copii, ele sunt curajoase și se duc în lumea mare ca să salveze situația critică din familie. Felicitări la această familie, bravo vouă că vă stimați, vă iubiți mama și că ați putut să o surprindeți așa frumos în această zi. O mamă bună, caldă, aveți să o țină Dumnezeu sănătoasă mulți, mulți ani înainte. La mulți ani!